Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Socială, vă propun proiectul educațional Copii care își cunosc drepturile. Prin intermediul acestui proiect veți identifica modalitățile de promovare sau protejare a drepturilor copilului. O resursă pentru clasa A5 a 5 Pentru realizarea proiectului educațional Copii care își cunosc drepturile, vă împărțiți în patru grupe. Fiecare grupă va extrage câte trei bilețele. Pe aceste bilețele veți găsi drepturile copilului. Nu uitați de fișa de proiect, aceasta este foarte importantă. Stabiliți titlul proiectului, logo, perioada de desfășurare, scopul proiectului, cunoașterea drepturilor și a normelor de comportare în societate precizate de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului dar și identificarea modalităților de promovare sau de protejare a acestora. Stabiliți inițiatorii și beneficiarii proiectului. Activitățile proiectului se referă la realizarea firelor din calendarul drepturilor copilului, dar și cărți de joc, drepturile copilului realizate în laboratorul drepturilor copilului. Iar criteriile de evaluare se realizează în funcție de gradul de îndeplinire a sarcinilor. Care sunt temele de pe bilețele pentru realizarea calendarului drepturilor copilului? Pentru fiecare lună a anului am ales următoarele teme. 21 septembrie, Ziua Internațională a Păcii. 2 octombrie, Ziua Internațională a Nonviolenței. 16 noiembrie, Ziua Internațională a Toleranței. 18 decembrie, Ziua Minorităților Naționale din România. 27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. 21 februarie, Ziua Mondială a Limbii Materne. 22 martie, Ziua Mondială a Apei. 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății. 15 mai, Ziua Internațională a Familiei. 20 iunie, Ziua Mondială pentru Refugiați. 30 iulie, Ziua Mondială a Prieteniei. 14 august, Ziua Mondială a Tineretului. Pentru realizarea filelor din calendarul drepturilor copilului, veți consulta diferite surse referitoare la drepturile copilului, dar și Convenția cu privire la drepturile copilului. Adunați informații, Analizați diferite calendare, împărțiți sarcinile în funcție de aptitudinile fiecăruia și treceți la acțiune. Realizați calendarul drepturilor copilului. Ce trebuie să conțină fiecare fila calendarului? Titlul de pe bilețel, ziua, unde sunt reprezentativ, căutați și scrieți proverbe sau zicători, dați un sfat scrieți o poveste a dreptului în care prezentați încălcarea sau respectarea acestuia, povestea o veți scrie pe verso și nu uitați de zilele lunii. Odată la trei săptămâni, echipele își prezintă filele realizate. Fiecare echipă poate contribui la fila alte echipe pentru îmbunătățirea acesteia sau uniformizarea calendarului. Când realizați toate filele din calendarul drepturilor copilului, Cereți ajutorul profesorului de educație socială, directorului sau părinților pentru a lega aceste file într-un calendar. Multiplicați acest calendar și distribuiți-l în toate clasele. Calendarul poate fi trimis și la tipografie pentru a fi actualizat anual. V-ați descurcat minunat! Îmi doresc și eu un astfel de calendar. Suntem în laboratorul drepturilor copilului. Veți crea jocul numit Laboratorul drepturilor copilului. De ce aveți nevoie? Desenele pe care le-ați realizat pentru a ilustra drepturile din calendar. Le multiplicați și le transformați în cărți de joc. Pe verso veți scrie șase întrebări specifice dreptului ilustrat. Veți avea 12 cărți de joc. Un copil va extrage o carte, va da cu zarul și va răspunde la întrebare în funcție de numărul de pe zar. Dacă răspunde corect, atunci îl va numi un coleg care să prezinte o poveste reală în care dreptul de pe carte este încălcat, menționând consecințele nerespectării acestuia. Dacă nu reușește să răspundă la întrebare, atunci jucătorul trebuie să prezinte el povestea. Puteți adăuga și alte reguli la acest joc, dar și alte carți. Promovați cele două produse ale proiectului! Sunt minunate și sunt foarte importante atât pentru voi cât și pentru alți copii. Felicitări!